Misiunea celor care doresc să obțină permisul de conducere va deveni mai ușoară. Printr-un ordin emis de Ministerul Afacerilor Interne, cei care au fost respinși la proba practică nu vor mai fi nevoiți să reia proba scrisă, așa cum este în prezent. Cred că era o problemă care era dorită mai de mult și ne bucurăm foarte tare că s-a realizat, s-a revenit la un cadru de normalitate, firesc. Această corecție a fost realizată și cu ajutorul Federației Formatorilor Auto din România. Atât cursanții cât și instructorii auto se arată foarte mulțumiți de noua măsură. Mai mult decât atât, instructorii vor câștiga timp prețios pentru că vor avea posibilitatea să-i reprogrameze într-o singură zi pe toți cei care au picat proba practică. Noi pierdem zile întregi la examen cu o singură persoană aici. Dar așa, dacă el într-un an de zile, dacă a luat sala, îi organizăm noi ca instructori sau ca școală, îi spun vă duceți pe data de să dați traseu, toți în aceea zi. Ne așteptam de fapt să se întâmple o chestie, o problemă de genul ăsta de mai multă vreme și să sperăm că o să vedem și roadele. De departe, cei mai mulțumiți sunt aspiranții la permisul auto. Ei vor scăpa de o mare problemă, verificarea cunoștințelor teoretice. Așa mi se pare mult mai bine, pentru că ai dat odată examenul de sală și apoi îți vezi de oraș și te concentrezi mai mult pe partea asta. Mi se pare corect să dai doar, dacă ai picat orașul, dai doar orașul. Noua regulă va intra în vigoare din 5 octombrie 2015. Cursanții vor fi însă nevoiți să aștepte 15 zile până vor susține din nou proba practică, timp în care sunt obligați să efectueze încă 3 cursuri practice cu instructorul pentru care li se va cere o dovadă.